Crucița Teglaș locuia cu familia în Ungheni. De 3 luni de zile, părinții nu mai știu nimic de ea. Au sesizat poliția și își așteaptă copila acasă. O minoră de 17 ani din Ungheni a plecat de la domiciliu din data de 5 septembrie anul acesta. Aceasta are o înălțime de aproximativ 1,50 m, ochi căprui, păr lung, brunet, față ovală, ten măsliniu. Are și constituție atletică. La data dispariției, fata era îmbrăcată cu o pereche de colanți negri, o rochie roșie cu dungi orizontale de culoare albă, iar pe cap purta o bazma verde cu buline albe. Minora a mai fost plecată de la domiciliu, însă aceasta a revenit. Persoanele care pot da relații în legătură cu persoana dispărută îi rugăm să sune de urgență la 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție. Studiile demonstrează că aceste incidente se întâmplă mai ales în familiile dezorganizate, acolo unde se petrec schimbări bruște sau dramatice, în familiile unde se resimte lipsa totală a banilor sau din cauza unui divorț urmat de apariția părinților vitregi. În ultimii 6 ani, majoritatea situațiilor de dispariție a minorilor au fost cauzate de fuga de acasă.